În această dimineață vreau ca să începem să continuăm din nou călătoria noastră prin Ioan capitolul 15, o călătorie cu multe pauze, dar o călătorie, cred eu, frumoasă și importantă. Și după ce am văzut împreună și cred, sper, am lămurit problema viței și a mlădițelor care poate ne-a sau ar fi trebuit să ne supere dacă aveam o înțelegere incorectă asupra ei, sper să fie lămurită în mintea, în sufletele dumneavoastră și să nu mai creeze probleme. Și în această dimineață aș vrea ca să continuăm în textul nostru și să ne uităm de la versetul 12 la versetul 17, la învățătura care o dă Domnul Iisus Hristos, la porunca care o dă Domnul Iisus Hristos, despre relațiile care ucenicii ar trebui să le aibă între ei, despre relația de dragoste care frații ar trebui să aibă între ei. Dacă facem parte din vița care este Hristos, dacă facem parte din trupul lui Hristos, suntem într-o relație care nu poate fi separată, nu poate fi destrămată unii cu alții prin Hristos, în Hristos. Și lucrul acesta este important de înțeles și vrem să privim la anumite aspecte în această dimineață. Adevărul este, ca și persoane, suntem creați și avem nevoi pentru a fi împliniți din punct de vedere relațional. Da? Dacă pentru a trăi nevoile sunt minime, ai nevoie de adăpost, ai nevoie de mâncare și așa mai departe, pentru a fi împlinit în ființa ta, aspectul ăsta relațional este foarte important. O persoană, oricât de multă mâncare și oricât de mare casă ar avea și oricât de mult belșug ar avea, nu va fi fericit și nu va fi împlinit dacă nu are o latură relațională de împlinire. Dacă nu are o familie, dacă nu are o soție, dacă nu are prieteni, dacă nu are cunoscuți cu care să interacționeze și în care să-și găsească plăcerea. Da? Simpla împlinire a nevoilor fizice în viața aceasta nu va duce niciodată la o împlinire adevărată. De aceea, foarte mulți oameni care ajung să-și îndeplinească toate dorințele materiale, să aibă tot ceea ce își pot ei imagina, avioane private, vile și tot ce pot ei visa, la un moment dat să se sinucid. Pentru că nu au împlinire din punct de vedere relațional. Pentru că relațiile lor în familie, cu prietenii, într-o comunitate sunt extrem de negative sau poate sunt chiar inexistente. Poate sunt chiar inexistente. Chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am citit o știre despre un bucătar foarte faimos din Statele Unite care realiza și emisiuni TV și toată lumea care privea din afară zicea că omul acesta are tot succesul din lume. Vedetă, bani câți vroia și așa mai departe. Și la un moment dat omul și-a pus capăt zile. L-au găsit într-un hotel în timp ce filma o emisiune. Și toată lumea șocată, cum se poate așa ceva? Omul acesta avea absolut tot ceea ce îți poți dori. Recunoaștere din partea societății. Era o persoană respectată. Avea o carieră de succes. Avea bani, avea case, mașini, tot ce vrei. Era un gol în sufletul lui din punct de vedere relațional, probabil cu cei din jurul lui și mai ales cu Dumnezeu, dar lipsea o relație cu Dumnezeu, care l-a împins la acest act grotesc. Adevărul este că avem această nevoie relațională, am fost creați ca să fim în relație. În relație cu Dumnezeu în primul rând și în relație unul cu altul. Printre primele lucruri care Dumnezeu spune despre Adam este că nu este bine pentru om să fie singur. Adam avea tot ceea ce avea nevoie. Adam avea mâncare, avea hrană, avea adăpost, era în grădina Edenului, era în rai. Dar avea nevoie de o relație cu semenii lui, la fel cum avea nevoie de o relație cu Dumnezeu. Izolarea, singurătatea este una dintre cele mai mari suferințe din ziua de astăzi. Tinerii în ziua de astăzi, ironic este, dar adevărat, tinerii în ziua de astăzi, deși sunt mai interconectați virtual decât oricând altceva și își dau like-uri și share-uri și tot ceea ce vrei, sunt total izolați. Și suferă din cauza aceasta pentru că nu au relații adevărate, calitativ vorbind, substanțial vorbind, între ei, unii cu alții, cu părinții lor, cu neamurile lor. Totul este superficial, totul este la nivel de imagine
Și mulți dintre ei suferă în mod cumplit în lăuntrul lor pentru că lipsește această latură, această conexiune reală, relațională. Pe de altă parte, știm și am experimentat, din păcate, fiecare dintre noi, cât de ușor este să se destrame aceste relații chiar atunci când există. Cât de ușor este să se strice relația între frate și soră, între soț și soție, între prieteni de o viață. Românii au, noi avem expresia aceea, când un prieten vechi te dezamăgește așa, că trebuie să te, nu trebuie, n-ar trebui, dar asta facem, te lepezi de el. Nu-mi vine să cred că m-a trădat. Mâncam din aceeași farfurie, cu aceeași lingură, împărțeam pita împreună. Și la un moment dat ajungi ca acea relație să fie destrămată, să fie sfâșiată dintr-un anumit eveniment. Și este așa de ușor. Din cauza păcatului nostru, din cauza lipsei de dragoste adevărată, să se distrugă aceste relații care sunt așa de importante pentru noi. Citeam o istorisire care, presupun, nu am motiv să cred că nu este adevărată, despre doi frați. Tatăl lor avea un magazin alimentar și la un moment dat tatăl a decedat și a lăsat magazinul fraților aceștia. Și au început să administreze acest magazin împreună, să continue business-ul de familie într-un orășel micuț. Și totul a mers bine, totul a decurs bine. Erau frați de trup, frați în business, aveau totul de obște, totul în comun. Și aveau o relație deosebită. Până într-o zi, când o mică sămânță de îndoială, o mică sămânță de răutate a intrat în relația lor. Într-o zi, un client a venit în magazinul lor, a cumpărat ceva și a lăsat bacșiș, a lăsat $1 rest în plus la caserie. Și unul dintre frați a luat acel dolar și l-a pus pe teșghea, zicând, am să mă întorc și am să-l bag în pupitru mai încolo. Avea ceva de făcut. Când s-a întors, peste ceva vreme, dolarul nu mai era acolo. Și l-a întrebat pe fratele lui, ai luat tu cumva dolarul care l-a lăsat clientul care a plecat? Nu am luat, nici n-am văzut dolarul, a zis fratele lui. Și zice, bine, asta e. Și a continuat ziua. Dar a început să-l macine acest gând. Măi, dacă a luat dolarul, dacă m-a mințit, dacă nu cumva a luat și alți bani, dacă mă minte despre alte lucruri. Și de-a lungul anilor, subiectul acesta, de fiecare dată când intervenea ceva în relația lor, începeau și aruncau acuze. Ei, lasă că știu eu că tu m-ai mai furat. Ei, lasă că știu eu, ții minte cu dolarul, sigur tu l-ai luat. La un moment dat, pentru fratele lui, chinul acesta a devenit insuportabil și a luat partea lui și s-a dus peste drum și a făcut alt magazin alimentar. Și timp de ani și ani de zile, decenii chiar, frați n-au mai vorbit unii cu alții și aveau magazine vis-a-vis unul de altul. Da? Sunt sate, apropo, în România, este unul care mai trec când vin pe varianta românaș, în care sunt biserici de aceeași credință vis-a-vis unele de altele. Da? Nu s-au putut înțelege și au construit o biserică vis-a-vis peste drum ca să se separe unii de alții. Au trecut decenii între acești frați și la un moment dat vine un domn și intră în magazin. Și spune, domnule, dumneavoastră sunteți proprietarul? Da, eu sunt proprietarul. Sunt aici de când sunt copil, de când sunt mic. Tata mi-a lăsat magazinul acesta. O, ce bine, atunci cu dumneavoastră trebuie să stau de vorbă. Am ceva care mă apasă pe suflet. De 20 de ani mă apasă lucrul acesta pe suflet. Treceam printr-o perioadă, îi spune omul, cumplită în viața mea. Am rămas fără casă, fără servici, fără absolut vreo resursă financiară și treceam prin orășelul dumneavoastră, fiind un om al străzii. Și am intrat în magazinul dumneavoastră flămând, neavând vreun leu, doar ca să privesc la mâncare. Așa de flămând eram. Și am văzut pe teșghea $1. Am crescut într-o casă creștină, îi spune omul. Mama și tata erau creștini, m-au educat după principii creștine. Știu că să nu fur este porunca lui Dumnezeu, dar eram așa de flămând și am luat dolarul. Spune-mi ce să fac. Spune-mi cât să-ți restitui, ce să-ți dau încât să fiu împăcat cu tine. Patronul a început ca să plângă. Și a spus, am o singură cerință de la tine. Să te duci vis-a-vis peste drum și să spui fratelui meu aceeași întâmplare. Cât de ușor.
de la un dolar, de la o întâmplare, de la o mică problemă între doi frați, ar trebui să fie o relație care nu poate fi ruptă. Să se strice o relație de o viață și să suferă oamenii din punct de vedere relațional pentru o viață întreagă. Povestea aceasta cu mult mai mult decât sigur este adevărată, pentru că mulți dintre noi am trăit-o. Poate nu de la un dolar, dar de la o prostie, de la o vorbă spusă fără grijă. Da? Sau poate chiar de la bani, de la o mejdă. Câți dintre noi n-avem neamuri care până în ziua de astăzi nu se ceartă și se înjură pocăiește pentru că gardul era aici și nu aici. Și pentru 2 ani de pământ nu mai au relații bune, corecte cu fratele lor, cu sora lor, cu neamurile lor. Latura aceasta relațională este așa de importantă, este așa de prețioasă și este așa de ușor destrămată în familie, în biserici, între prieteni. De aceea, dacă Domnul Iisus Hristos ne dă anumite principii pentru o relație bună între frați, între creștini, între ucenicii lui. Principii care cu siguranță pot fi aplicate și în alte domenii. Dar în primul rând se aplică aici între noi, în comunitatea credinței. Este important ca noi să auzim aceste principii de la Domnul nostru și să le aplicăm în viața noastră pentru ca să nu se întâmple această destrămare a relației noastre unii între alții. Câteva principii din acest text, 6 sau 7 principii, pentru a avea o relație corectă, o relație frățească, o relație așa cum vrea Hristos ca să avem. Primul principiu pentru o relație între creștini, între frați, este principiul sacrificiului. Principiul de sacrificiu este absolut esențial în relația noastră unii cu alții. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune și nouă: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. În Ioan 13:34 spune în felul următor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Am putea foarte bine să încheiem aici, nu-i așa? Această singură frază încapsulează totul. Când ne punem întrebarea care decurge din această poruncă, cum ne-a iubit El? Și răspunsul este sacrificial. Răspunsul este cu cel mai mare preț. Răspunsul este până la capăt, cu orice preț, cu ce a avut mai scump. Dumnezeu a dat pentru noi ce a avut mai scump, și anume pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu. L-a dat la moarte pentru mine și pentru tine. În Ioan 13:1, ca și o introducere la acest pasaj, la această poruncă, spune în felul următor: înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus, știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că îi iubea. Atenție, ascultați fraza aceasta și despachetați-o în mintea voastră. Deschideți fiecare cuvânt în mintea voastră. Pentru că îi iubea pe ai Săi care erau în lume. Categorii, da? Categorii corecte de gândire. Lumea, ai Săi, care pentru un timp se află în lume. Da? Lumea și pe cei pe care iubește Hristos. Iubește Hristos toată lumea, sigur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Există o iubire față de lume care există. Dar există o iubire față de ai Săi. Atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul Său Fiu cu un scop, cu un motiv, ca toți cei care sunt ai Săi și se încred în El, toți credincioșii Lui, să nu piară și să aibă viață veșnică. În Ioan 13:16 sunt două feluri de dragoste. O dragoste generală pentru lume și o dragoste specifică pentru toți cei ce se încred în El. Doar aceia nu vor merge la pierzare. Fiindcă îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ce minunată frază! I-a iubit până la capăt. Hristos ne-a iubit sacrificial, adică cu prețul vieții Lui. Standardul de iubire pentru noi este ridicat la apogeu. Domnul Iisus Hristos spune în versetul 13 din capitolul nostru: nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta. Nu este dragoste mai mare. Nu este standard mai mare.
Și anume, spune Domnul Iisus Hristos, să-și dea viața pentru prietenii lui. Ce ai mai putea da? Odată ce ți-ai dat viața. Ce act de sacrificiu mai mare ai putea concepe decât acesta? Este culmea sacrificiului la care ne cheamă Hristos, care îl modelează Hristos pentru noi. Hristos și-a dat viața pentru prietenii lui. Și prin viața lui trăită pentru noi, și prin viața lui sacrificată pentru noi. Aplicarea acestui principiu este problematic și dificil. Ba chiar imposibil pentru noi niște ființe păcătoase, fără lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. De aceea avem nevoie de ajutor supranatural pentru a întreține asemenea relații între frați. De aceea mai încolo ni se spune că ni se trimite un mângâietor. Duhul lui Dumnezeu care va fi în noi și peste noi și peste Biserica Domnului Iisus Hristos, ca să ne putem iubi în acest fel sacrificial. Nu vine de la sine. Nu este firesc să fii gata să-ți dai viața pentru fratele tău? Nu este firesc să fii gata să sacrifici pentru fratele tău? Nu este normal să privești pe fratele tău mai presus decât tine? Firesc este ca să cauți interesul tău. Firesc este să spui, de ce să pierd eu ca să câștige fratele meu? Este ceva supranatural ca să înțelegi și să trăiești această dragoste la care ne cheamă Hristos. Este ceva care se experimentează prin lucrarea Duhului Sfânt, care ia din dragostea lui Hristos, care a murit pentru noi și pune în inimile noastre și ne face gata să trăim și să murim pentru frații noștri. 2. Principiul perseverenței și consecvenței în dragoste. Hristos spune că i-a iubit până la capăt, în fiecare clipă, până la final, fără excepție, fără pauză. Nu e așa că obosim în dragostea noastră, unii față de alții? Ni se greșește câteodată? Suntem răniți? Suntem desconsiderați de frații noștri, de prietenii noștri? Și cum răspundem? Răspundem tot la fel. Răspundem cu desconsiderare, răspundem prin a răni, răspundem prin a ataca. În loc ca să iubim până la capăt, suntem oare noi consecvenți și perseverenți în iubirea la care ne-a chemat Hristos față de frații noștri? Sau de multe ori am obosit și am luat o pauză de la a-mi iubi frații sacrificial? Cu siguranță fiecare dintre noi, fără excepție, se poate gândi la cineva față de care a obosit în relația lui de dragoste frățească sau de dragoste în familie. Sau de dragoste față de prietenii tăi și de semenii tăi. Nu ai vrea în această dimineață să aplici porunca și exemplul Domnului Iisus Hristos și să-i iubești până la capăt? Imaginează-ți dacă Hristos s-ar fi comportat față de ucenici cum s-a comportat, cum ne comportăm noi față de frații noștri. Imaginează-ți cum ar fi arătat relația de dragoste între Hristos și ucenicii lui dacă în momentul în care ucenicii l-ar fi dezamăgit pe Hristos, el s-ar fi retras dragostea față de ei. Bietul Petru, care totdeauna călca pe bec, nu rezista o zi. Gândește-te de câte ori, într-o singură zi, într-o singură oră, într-un singur minut, poate, îl dezamăgești tu pe Hristos. Și totuși dragostea lui Hristos rămâne peste tine. În niciun fel diminuată sau alterată. Ce har, ce dragoste nemărginită din partea Domnului Iisus Hristos față de noi care suntem, din punct de vedere uman, dezamăgiri totale. Și totuși dragostea lui rămâne. El este perseverent. El este consecvent în dragostea lui față de noi. El nu răspunde la dezamăgirile noastre prin a-și retrage dragostea. El răspunde cu mai multă dragoste. El răspunde cu perseverență în dragoste. Hristos ne invită astăzi să iubim exact cum am fost și cum suntem iubiți de El. După exemplul Lui, după modelul Lui. Aplicația practică este cât se poate de elementară, dar așa de dificilă, pentru că lovește puternic în firea noastră, în orgoliul nostru, mândria noastră. Cum adică că ni se dă o palmă să întorce la alt obraz? Cum adică dacă El m-a înjurat, eu să-L binecuvânt? Cum adică dacă prietenul meu care nu m-a sunat de o săptămână și nu-i pasă de mine, cum adică eu acum să-L sun?
Dar cine să crede el? Când ar trebui să ne gândim cât de mult m-a iubit Hristos pe mine. Câte biciuri pe spate a primit Hristos pentru mine. Cum a fost pironit El pentru mine. Cât a suferit pe nedrept pentru mine. Cât de mult l-am neglijat eu pe Hristos. Și El tot revine și revine și perseverează și perseverează în dragoste. Cum să nu perseverez eu în dragoste față de fratele meu? Care pentru un motiv sau altul mă desconsideră. Care pentru un motiv sau altul a greșit față de mine. După această slujbă, ai putea să pui mâna pe telefon sau să te duci în persoană și să mergi la acea persoană față de care a răcit dragostea, față de care nu ai avut consecvență și perseverență în relația ta de frați, de familie, de prietenie și să-ți ceri iertare. Să-i spui că ai vrea din acest moment să-L iubești cum ești tu iubit de Hristos. Până la capăt. Sacrificial, cu orice preț. Pentru că ai înțeles că porunca Domnului Iisus Hristos nu este să iubești cum ești tu iubit de oameni, ci să iubești pe oameni cum ești iubit de Hristos. 3. Principiul unei dragoste reciprocă, mutuale. Domnul Iisus Hristos spune în versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Ce simplu. Și totuși ce puternic acest concept. Unii pe alții, adică în mod reciproc. A iubi nu este ceva care fac doar unii dintre frați. Unii trebuie să îi iubească pe alții. Și aceștia trebuie să iubească în mod reciproc. Și unii și alții. Trebuie să ne arătăm dragostea unii față de alții. Asta este porunca Domnului Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, să ne iubim în mod reciproc. Unii din biserici sunt doar beneficiarii dragostei, dar ei nu iubesc pe nimeni. Ei nu întrețin legături frățești cu nimeni, ei n-au o relație de frate cu nimeni din biserică sau din afara bisericii. Altfel spus, tu ești unul. Care sunt alții tăi? Care sunt pe alții pe care tu iubești? Tu ești unul, tu ești un frate, tu ești un mădular. Care sunt alții pe care tu iubești? Care sunt alții pentru care tu ești responsabil? Și care te iubesc pe tine? Și care sunt responsabili pentru tine? În biserica din Washington DC al lui Mark Dever, una dintre întrebările care se pun din partea prezbiterilor atunci când stau de vorbă cu membrii periodic, este: spune-mi punctual care sunt legăturile frățești care le întreții. Cu cine discuți despre viața ta? Cine e responsabil pentru viața ta? Cu cine ai o relație strânsă din biserică? Fiecare membru este responsabil pentru întreținerea relațiilor dintre frați. Fiecare mădular este responsabil ca să dea partea lui pentru binea creșterea întregului trup. 4. Principiul alegerii. Principiul alegerii. Adică o să spuneți, frate, vrei ca să-mi spui că eu pot ca să aleg pe cine să iubesc? Nu. Exact opusul. Exact inversul vreau să spun. Domnul Iisus Hristos spune în versetul 17, în concluzie la această poruncă, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe altul. Punctând, prin repetiție, la finalul acestui gând, acestei idei, că trebuie să se iubească unii pe alții. Dar întrebarea rămâne, cine sunt acești unii și alții? Pentru cine sunt eu responsabil ca să am această dragoste specială despre care vorbește Domnul Iisus Hristos? Mergeți cu mine doar un verset mai în sus și vedem că Domnul Iisus Hristos ne arată despre cine vorbește. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru că orice veți cere Tatălui în numele meu să vă dea. Versetul 16. Dar totuși, cine mai exact sunt acești oameni care sunt aleși de Hristos, față de care trebuie să avem această dragoste? Cum îi vom identifica? Mergem mai sus. Versetul 14. Voi sunteți prietenii mei, da? În versetul 16 îi descrie ca și cei care El i-a ales, acum îi descrie ca și prietenii Lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă cineva
iubește pe Hristos. Dacă cineva ascultă de Hristos, el este prietenul lui Hristos. El este alesul lui Hristos. Ce a făcut Hristos pentru prietenii lui? Și-a dat viața pentru ei. Ce suntem chemați, ba mai mult, ni se poruncește ca noi să facem pentru cei ce sunt prietenii lui Hristos? Aceasta este porunca mea, spune Domnul Iisus. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta. Și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Suntem chemați pentru acești oameni care avem în jurul nostru, care vedem și putem proclama despre ei. Omul acesta îl iubește pe Hristos, omul acesta ascultă de Hristos, omul acesta este copilul lui Hristos, este prietenul Domnului Iisus Hristos, este frate cu Domnul Iisus Hristos și frate cu mine. Și eu sunt dator, responsabil, din porunca Domnului Iisus Hristos ca să am o dragoste specială pentru acea persoană. Cine hotărăște? Care sunt prietenii lui Hristos? Care sunt cei pentru care tu trebuie să ai această dragoste? Acum, indiferent care este convingerea ta despre doctrina alegerii, despre doctrina predestinării, ar fi absurd să răspunzi la această întrebare: cine hotărăște care sunt prietenii lui Hristos? Eu hotărăsc. Eu, Mihai Marian, hotărăsc cine sunt prietenii lui Hristos. De parcă Hristos nu-și poate hotărâ proprii prieteni. Eu hotărăsc. Ar fi un răspuns absurd. Indiferent ce crezi despre predestinare, cred că poți să vezi că este un răspuns absurd și chiar haios. Un lucru devine clar. Cei față de care tu ești responsabil să ai această și să manifesti această dragoste nu sunt la alegerea ta. Nu sunt la alegerea ta. Oamenii aceștia sunt hotărâți pentru tine. Suntem chemați, suntem datori să iubim pe toți cei ce sunt iubiți de Hristos. Și să iubim precum îi iubește Hristos. Nu cum am vrea noi să iubim și pe cine am vrea noi să iubim. Ca și părinte, unul dintre cele mai enervante și dureroase lucruri este să-ți lași copilul la cineva, chiar la părinți, chiar la familie, la prieteni apropiați, și aceea să nu aibă grijă de copilul tău așa cum ai tu grijă. Așa cum vrei tu să ai grijă. Să-ți lași copilul, tu ai grijă de el, tu îl hrănești corespunzător, tu le duci corespunzător și îl lași la bunici acasă sau îl lași la prieteni acasă și când te duci la final de zi, copilul tot e cu ciocolată, pe așa, sare de pe pereți, e obraznic, i s-a spus că poate să facă ce vrea, că e liber. Și de copil nu ai cum să fii dezamăgit, că e copil. Da, de bunici, de prieteni care, chiar dacă ei nu sunt așa copiilor, știu care este convingerea ta despre copiii tăi, e dureros. Măi, tu știi cum îmi cresc eu copilul. Tu știi ce pretenții am eu de la copilul meu. Cum ai putut să tratezi copilul meu în acest fel necorespunzător? Credeți că Dumnezeu privește cu aprobare atunci când copiii lui sunt maltratați? Tot de copiii lui? Când relația noastră față de copiii lui Dumnezeu este necorespunzătoare cu ceea ce Dumnezeu, prin porunca Domnului Iisus Hristos, ne-a cerut? Când tu iubești pe cei din biserica ta, cum vrei tu să iubești? Păi frate, eu n-am nimic cu nimeni, nu vreau să discut cu ei, nu vreau să-i văd fața, să nu cumva să treacă prinaintea mea, dar eu n-am nimic personal cu nimeni. Crezi că Dumnezeu, crezi că Hristos, care a vărsat sângele pentru copilul acela, pentru ființa aceea și a vărsat sângele ca să răscumpere pe fratele acela, privește la tine în aprobare când îi maltratezi copilul? În niciun caz. Într-o frază, suntem responsabili să iubim pe toți aleșii lui Dumnezeu. Indiferent de preferințele noastre, indiferent de afinitățile noastre personale, păi, mie nu-mi place de fratele ăla că nu știu ce. Știi, eu sunt mai apropiat de fratele Cristi, că la amândoi ne place cafeaua și karatele și nu știu ce. Irelevant! Afinitățile noastre personale, hobby-urile noastre, sunt secundare față de relația care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Eu sunt la fel de elementar legat în trupul lui Hristos, de sora Maria, sora Liliana, de fratele Nicu, de
fratele Iuliu, la fel cum sunt de alții de care poate au mai multe lucruri în comun omenește vorbind și sunt la fel de dator să am și să exercit aceeași dragoste totală, sacrificială față de orice mădular din trupul lui Hristos, față de orice copil, de orice ales al lui Dumnezeu. 5. Principiul priorității. Biblia, într-adevăr, ne cheamă să iubim, într-un sens, pe toți oamenii. Ne cheamă să trăim în pace cu toți oamenii, ne cheamă să le vestim Evanghelia la toți oamenii, ne cheamă să avem o dispoziție de dragoste față de toți oamenii, să ne rugăm pentru ei, pentru mântuirea lor, dar Biblia nu ne cheamă să iubim pe toți oamenii la fel, cu aceeași dragoste. La un moment dat am predicat un mesaj la Biserica Speranța care a șocat pe unii și am primit tot felul de feedback, intitulat Dumnezeu iubește pe toată lumea, dar nu iubește pe toată lumea la fel. Adevărul e că cam toate mesajele i-au șocat pe frații aceștia, dar asta a șocat în mod deosebit. Cum adică Dumnezeu nu ne iubește pe toți la fel? Biblia ne învață că Dumnezeu are o dragoste specială pentru copiii Lui, pentru aleșii Lui. Lucrul ăsta e firesc în relația ta cu copiii tăi, nu? Tu îți iubești pe copiii tăi altfel decât pe copiii care acum sunt undeva pe stradă și mor de foame, nu-i așa? Păi da, dar iubesc pe toți copiii în general. Da, dar pe ai tăi iubești altfel. Pentru ei ai altă dragoste. Și eu iubesc pe toți copiii în mod general, și eu iubesc pe toată lumea, și eu iubesc chiar pe dumneavoastră, dar pe soția mea și pe copiii mei iubesc altfel. De asemenea, Dumnezeu are o dragoste specială pentru copiii Lui. Lucrul acesta șochează pe unii, revoltă pe unii, deși este zugrăvit acest adevăr peste tot în paginile Sfintei Scripturii. Efeseni 1, Romani 8:9. Și pasajele continuă și Dumnezeu revelează acest adevăr. Că El iubește într-adevăr lumea în sensul general, dar iubește în mod specific pe copiii Lui, pe cei care se încred în El. Acest principiu este adevărat și în relațiile noastre de zi cu zi. Și practic vorbind, și teologic vorbind. Biblia ne învață și ne poruncește să iubim pe toți oamenii, dar există grade de dragoste și feluri de dragoste diferențiate între categoriile de oameni. De exemplu, un bărbat este chemat să aibă o dragoste specială pentru soția lui și doar pentru soția lui. Și dacă el are felul de dragoste care are pentru soția lui, pentru altcineva, aia se numește curvie. Nu poate să vină, dar eu iubesc toate femeile. Bravo, ești un curvar. Păi, dar Dumnezeu e dragoste. Da, dar Dumnezeu e dragoste diferențiată, specifică, pentru persoane diferite, în moduri diferite. Sau există o dragoste specială pentru familia ta. Cel ce nu-și iubește și nu-și îngrijește familia, spune Scriptura că este mai rău decât un păgân. Mă, tu poți iubi familiile în general, dar Dumnezeu te condamnă dacă nu-ți iubești și nu-ți îngrijești familia ta, pentru care ești responsabil în mod special să ai o dragoste specială. Sau pe aproapele nostru, sau pe biserica noastră și așa mai departe. Biblia prezintă responsabilitatea noastră de a iubi pe alții în cercuri concentrice. Dumnezeu a așezat în viața noastră oameni care i-a pus în cadre speciale, unii mai aproape de noi, alții mai departe de noi, și dragostea care trebuie să o avem trebuie să fie exact așa, în cercuri concentrice. Cu cei care Dumnezeu i-a pus în anumite cadre speciale din viața noastră, având prioritate. Fiind mai importanți pentru noi decât cei care Dumnezeu i-a pus în alte cadre, mai departe de noi. Aplicația pentru noi în acest context este simplă. Aleșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, au prioritate în relațiile noastre. Iubim pe cei din lume, dar nu la fel și nu înainte de a iubi pe cei din casa lui Dumnezeu. La fel cum iubim copiii din lumea aceasta, dar nu la fel și nu înainte de a iubi pe copiii noștri. La fel și cu biserica. Și aici cercuri concentrice. Mai întâi pe cei din adunarea locală. Mai întâi pe cei care Hristos i-a hotărât să fie în același
trup local, în aceeași adunare locală. După aceea, pe cei din afară, pe frații care avem pretutindeni în această țară, pe acest glob. Nu poți pretinde că iubești pe copiii lui Dumnezeu de pretutindeni, dar nu iubești pe cel care stă în bancă lângă tine. Nu poți pretinde că tu iubești pe copiii lui Dumnezeu, dar tu nu vorbești cu cei din adunarea ta. Întâi începi cu ce a pus Dumnezeu lângă tine. În casa ta, în adunarea ta, în neamul tău. Și după aceea ajungi la a iubi lumea întreagă. A nu face asta ar fi precum i-aș neglija total soția și copiii cu scuza că eu vreau să fiu prieten foarte bun și să-mi arăt dragostea față de un oarecare anonim și nu mai am timp. Pentru că eu iubesc pe cei din afară așa de mult încât nu am timp ca să-mi exercit dragostea față de familia mea. Nu există justificație pentru așa ceva. Și totuși foarte mulți oameni pretind că iubesc trupul lui Hristos și nu iubesc frații care Hristos i-a pus în adunarea locală. 6. Principiul ascultării. Principiul ascultării. Când se vorbește despre dragoste, de obicei se vorbește despre sentiment. Și doar despre sentiment. Într-adevăr, este o latură importantă. Suntem ființe sentimentale. Dar Hristos, când vorbește despre dragoste, nu așează această poruncă, această temă, pe acest postament sentimental, ci îl așează pe un alt postament, pe o altă temelie, și anume pe postamentul ascultării. Hristos spune în felul următor: aceasta este porunca mea. Nu sugestia lui, nu dorința lui, ci porunca lui. Rețineți ce zice Hristos în versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Și acum în versetul 12 ne spune că porunca lui este să ne iubim unii pe alții. Dragii mei, dragostea de frați nu este doar o problemă de sentiment, de relații interumane. Este în primul rând o problemă de ascultare față de Hristos și față de porunca lui. Păi eu nu simt nimic față de fratele cutare. Nu asta e problema. Problema este că ești neascultător față de porunca Domnului Iisus Hristos. Păi eu nu știu, parcă nu se leagă ceva, nu simt că noi suntem compatibili. Cu Hristos ești compatibil? Păi da, ești compatibil și cu frații lui atunci. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne spune că este o problemă de ascultare. Altfel spus, dacă nu-ți iubești frații, ești în neascultare de Hristos și de porunca lui direct. Indiferent ce simți tu. Indiferent ce preferințe ai. Și consecințele acestei neascultări sunt drastice. Dincolo de faptul că nu vei beneficia de efectele pozitive a unei relații bune cu frații tăi, experimentarea relației tale cu Dumnezeu este afectată. La fel cum relația ta pe vertical, adică cu Dumnezeu, va afecta relația ta pe orizontal, adică cu oamenii. Când relația ta cu Dumnezeu nu este corectă, relația ta cu cei din jurul tău nu va fi corectă. În același sens, când relația ta pe orizontal, adică cu frații tăi, nu este bună, nu este corectă, nu este în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, relația ta pe vertical, adică cu Dumnezeu, va fi afectată. Rămâneți în dragostea mea, spune Hristos, dacă ascultați de porunca mea. Și porunca lui, imediat după acest enunț, este să vă iubiți frații cum v-am iubit eu. Nu poți avea o relație cu Hristos, dar nu avea o relație cu frații lui. Nu poți avea o relație cu Hristos, dar nu avea o relație cu biserica sa. Sfântul Augustin spunea la un moment dat că oricine l-are pe Dumnezeu ca tată, este necesar să aibă biserica ca mamă. Trebuie să ai frați. Trebuie să iubești. Trebuie să simți dragostea care curge din crucea Domnului Iisus Hristos, care, a cărui sânge s-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Pierzi bucuria. Bucuria ta este diminuată atunci când nu asculți de Domnul Iisus Hristos. V-am spus, versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Uitați-vă
în Scriptură unde este acest verset. Este un fel de sandwich între versetul 10 și 12. Da? Versetul 11, care vizează bucuria noastră, este un fel de sandwich, un fel de hamburger al bucuriei. Da? Și se spune, versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Da? Parte de sus. Versetul 12, parte de jos. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. La mijloc. Bucuria voastră va fi deplină. Dacă păziți poruncile mele, rămâneți în dragostea mea, iubiți frații, în comunitatea credincioșilor, în trupul lui Hristos, care își manifestă dragostea unii față de alții, acolo puteți experimenta bucuria deplină. Acolo este un colț de rai pe acest pământ degradat. Cred că legăturile le puteți face singuri din aceste versete. Vă dau doar una singură evidentă. Bucuria ta este direct proporțională cu ascultarea ta de Domnul Iisus Hristos. În speță, de a iubi pe frații tăi cum te-a iubit Hristos pe tine. Nu știu de ce nu-s fericit. Nu știu de ce nu-s împlinit. Cum stai în dragostea ta față de frați? Cum stai în relația ta față de biserica locală în care te-a pus Hristos? Păi, n-am timp de biserică pentru că tot alerg după împlinire. N-am timp de frați pentru că tot alerg după lucruri care cred că o să mă împlinească. Uite care e situația. De aceea nu ești împlinit. Pentru că Hristos a spus că bucuria este în ascultare de El și în comunitatea fraților și dragoste față de frați. N-ai cum să fii împlinit. Oricât de bine îți merge cariera, oricât de mulți bani ai, oricâte concedii ai, orice faci. Pentru că nu asculți Domnul Iisus Hristos și nu-ți găsești plăcerea în comunitatea sfinților în care te-a pus El. N-ai cum. Hristos ne dă rețeta pentru bucurie. Vrem să experimentăm dragostea Domnului Iisus Hristos? Ne-a dat un loc în care să o experimentăm, o comunitate în care să o experimentăm. Și este foarte important să aparții unei biserici locale, adevărate, unde sunt oameni născuți din nou, care să îngrijească de sufletul tău, care să iubească ființa ta, care să reverse peste tine dragostea care a revărsat Hristos peste ei. Elementar, esențial acest lucru. Un copil al lui Hristos fără o biserică este ca și un orfan în această lume, abandonat pe străzile acestei lumi. Ceva trist. Acel om n-are cum să fie împlinit și n-are cum să experimenteze împlinirea în Domnul nostru Iisus Hristos de plin. În concluzie, suntem, cum ziceam la început, ființe relaționale. Așa am fost creați. Să relaționăm cu Dumnezeu, să relaționăm unii cu alții. Și cea mai mare nevoie a omului, cea mai mare nevoie pentru împlinire este să iubim și să fim iubiți. Mai ales avem nevoie să experimentăm dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragostea prin care suntem iertați de păcatele noastre. Dragostea prin care suntem răscumpărați. Dragostea prin care vom fi glorificați. Asta este nevoia numărul unu a oricărui om. Să experimenteze dragostea Domnului nostru Iisus Hristos ca și beneficiar al acestei dragoste în mod constant, în mod punctual, în momentul în care suntem regenerați și în mod constant prin procesul de sfințire, prin Duhul Sfânt, în mod constant în comunitatea credincioșilor și în același timp să dăruim această dragoste pe care am experimentat-o. Să dăruim celor din jurul nostru, să o revărsăm peste familiile noastre, peste soțiile noastre, peste soții noștri, peste copiii noștri, peste frații din biserică. Avem nevoie să fim umpluți cu dragostea lui Hristos și avem nevoie ca acea dragoste să revarse din noi, ca râuri de apă vie. Îmi doresc pentru această biserică o dragoste frățească adevărată. O dragoste frățească din Hristos. O dragoste frățească care să spulbere orice obstacol. O dragoste frățească care să persevereze până momentul în care vom fi împreună în glorie și dragostea noastră va fi desăvârșită înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.